Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi avem un match pentru centură. Continuăm SummerSlam-ul, cum s-ar spune. Acum am să-mi o chestie. Eu am adăugat un attire nou la caracterul meu, dar trebuie să termin show-ul ăsta ca să-i aplice, că am attire-ul vechi. Așa că deja mi-am pus asta în cap ca să semăn cu ce, ca să am ce attire mi-am pus. Eh, nu-i niciun bai. Hai că oricum o să-mi transpire creierul. Acum mi-am dat seama când am apăsat pe filmare că trebuie să aștept un show, practic. Run in, known, steel chair, candlestick, baseball, sledgehammer. Îl bat cu centura. Hai, nu mai facem nicio intrare, facem pe heel-ul aici, trebuie să-l atacăm pe Boris. WWE's top star is ready to go here. Boom. Still not officially underway. Well, official or unofficial. And there's the bell. And here we go. This is the type of battle that hai de centura. Someone who's new to our brand of entertainment and say this is what WWE's all about. Jeez. And I can't help but get the feeling that this is going to be one of those matches. Și l atacăm pe Boris cu centura. Facem așa o leacă de heel. Deși na, la meciul pentru centura să folosești centura ca și armă, nu știu. Oricum meciul este un nou holds bar. Am făcut asta pentru că oricum vreau să mă fac heel și Boris e, cum să zic, e imens, e greu de bătut. Ouch. Oricum mă rupe Boris, să fie clar. I-am dat dita mai overall-ul și rezistență și durabilitate și tot. Am încercat să-l atac cu centura, dar mi-a întors-o Boris. Pac! Să vedeți în episodul următor ce attire mișto mi-am pus. Mi se pare că e no holds bar meciul ăsta, nu? Da, e no holds bar. Dă-mi centura, poți să fac taunt cu centura? Poți să fac taunt cu centura? Hai mă, îi dau cu centura și degeaba. Bagul vieții. Opa! Și? Stai jos! Da, ce dă Boris în mine! E al dracu Boris, deci vedeți, de-abia îl demegiuiesc. Abia l-am pus pe galben. Hai să scoatem un pic din ring. Ce mă, aoleu, am curs când dă Iorana Ghiul fix pe pe aia acolo, pe bâtă. A, iar m-a prins. Faci de-astea? Stai că fac și eu de-astea. Și m-a prins el, mi-a întors-o. Fuck. Mamă, ce mai meci. Deja domină Boris aici, nu-i bine. Either that or Corey's just making stuff up, as you alluded to, Michael. Perfectly executed. Oh boy, he is rolling. Boris, vino cu-a. Hai, Boris, să-ți dau comeback-ul. Vino bă la comeback. Boris. Bă, Boris. Hai cu comeback-ul la blană. Și am zis că-l dau cu capul de centură. Yeah. Wow, ce, ăsta, meciul ăsta chiar că e echilibrat. Hai să-i dăm cu semnătura. Și hopa. Fuck. Cade pe centură oare? Așa mă, scadă pe centură. Nu știu dacă dă ceva damage, dar e ok. Ah, a vrut să-l prind în finisher, dar nu l-am prins. N-am energie! Fuck this bullshit! Vrea acum să-mi dea cu semnătura, cred.
Bun, m-am ferit aici. Ia vină cu ace. Hai că m-am ferit de Machka kick-ul său. Și boom! Hai, trebuie să schimb semnătura asta. Vreau să-mi pun, cred că o să-mi pun un diving elbow în loc de perfect plex, că nu-mi place. Mamă, tot l-am prins. Nu știu, l-am lovit cu umărul în cot, dar în piept, dar tot sângerează Boris, e bine. Hai să punem un pin. Dacă îl mai bat un pic cu centura. Oh, ce mi-a dat aici. Aoleu, și la umărul operat atac acum. Băi, am crezut că n-am apăsat pe filmare, m-am căcat pe mine. N-am întors! Are deja semnătura, nu-i bine. Ce faci, mă? Și Running Bulldog. Trebuie să-mi pun la atributele alea să pot să rup... Da, nu, n-ajung până acolo. Vreau să rup și colțul ăla al ringului. Tot îl fac heal cu al meu. Mamă, abia aștept să vă arăt în episodul următor ce attire mișto mi-am pus și mi-a spart Boris deja capul. Am căzut și pe centură. Aoleu, ce atac! Bă! Am dat cu resiliency să-mi bag... Bă, făcea să cedez ăsta. Am deja 3 finisher, uitați și voi. Opa, hai cu un pin rapid. Deci am deja 3 finisher-uri eu. Poate câștig așa. Era culme. Hai să facem un OMG-ul. Băgăm aici picioarele cu sângele pe față, sar aici pe Boris. Și hai că poți. Hai că poți, hai, ia-ți viteză. Ia-ți viteză și du-te pe el. Boom. Am dat-o lui Boris aici. Diving bliat se cheamă asta. Pac. Ne, nu vreau de asta. Nu vreau ciocan. Nu mă cred Triple H, chiar dacă am purul lui aici. Dă-mă un scaun. Iarăși l-a baruncat. Opa! Căcab a prins el primul. Aoleu, ce mi-a făcut pe spate. Căcat. Hai, trebuie să mă feresc din nou de Machka kick. Iată. Ce naiba, mi se deconectează microfonul, stați așa. Bun, gata, nu se mai deconectează acum. Alo, aud? Bun. Și acum? Hai să mai dăm o semnătură, am crezut că am deja finisher, dar îi dau cu semnătură. Hai cu un pin. Da, cred că iese. A ieșit. Oh, da, la limit a ieșit. Se vede că ăsta e meci pentru titlu. Ia vină cu ace. Hai. Pac. Aoleu, cu capul pe centură, cu capul pe centură. Sau pe lângă centură, mă rog. Hai să vedem. 1, 2, 3, victorie! Este! Ovidiu rămâne campion!
Mamă, dar ce m-am ferit de marș ca kick-ul ăla. Din nou, deci am știut să mă ferez de manevrele lui. Am făcut și un suicide dive. Pac, i-am dat aici. Încă un perfect plex pe care vreau să-l schimb, că nu-mi place. Stai, n-am animație? Ce dracu animația asta? Trebuia să-mi pun altă animație. Asta e animație de face. Oricum trebuie să mai schimb un pic caracterul meu. Deja m-am plictisit de el și e prea obositor. Trebuie să am un attire nou. O să-i mai schimb un pic, gen când se bucură de victorie, de centură și astea. Dar în fine, până atunci avem următorul match. Un Battle Royale. 8 oameni, sau așa vreți voi să arăt, 8 oameni care se vor bate pentru o șansă la centura prestigios, cum zicea prezentatoarea aia. Avem așa, Quick, Dobai, Zayafet, Dani, a.k.a. Legenda, Dracu, Pușcăriașul Colo, căruia trebuie să-i schimbă tire-ul, chiar dacă nu e la pușcări, nu contează, Zopi și Imogen, care nu prea seamănă cu Imogen, dar asta e altă parte. În fine, hai mă, te încarci mai repede. Vă las un pic intrările fiecăruia să le delectați. Hai mă, te mai încarci odată, jocule. Bulangiu jocul ăsta. Hai că a luat-o un pic acum. Bun, și direct Bruce s-a încărcat. Dar ce l-am atacat cu centura. Și intră acum legenda, doamnelor și domnilor, o legendă cu manevrele unei legende și cu o melodie legendară. Romania! Așa, cu rockerul nostru. Avem aici legenda. Să vedem, putem câștiga sau nu putem câștiga? Bă, dar chiar a ieșit bine. Next. Oh, intră fratele Dracu aici. Dracu, sau cum îi se mai zice, ăla care urăște puștii cu ardiți. Dracu. Deja am prins de atâtea intrări și iarăși fac video prea lung și mai am un meci după ăsta, un Hell in a Cell, care ăla o să fie și mai lung. Aoleu, câtă intrare are Zayafet, săracu. Oricum, la un dat o să schimb arenele, să fac niște arene mai mari. Asta care-i? După melodie nu dau seama. Bine, am dat și muzica încet ca să nu se audă. Aoleu, pușcăriașul! Eu nu-i mai zic gunoi, acum îi zic pușcăriașul. Penalul ăsta, dosar penal. Vreți să-i schimbă tire-ul? Să lăsați comentarii. Vreți să-l fac gen îmbrăcat în dungi? Dacă nu reușesc să-l fac îmbrăcat în dungi, pentru că, da. Aș putea să-i pun totuși de-aia de arbitru. Tricou ca arbitrii, că aia sunt îmbrăcați în dungi. Dacă nu îl îmbrac în portocaliu ca pușcăriași din America. Nu știu ce uniforme au pușcăriași ăștia românia. Cred că au pijama ale dale în dungi. În fine, văd eu. Deci vreți să-l fac cu gimmick de pușcăriaș? Că dacă vreți să-l fac, nu-i problemă. Îl fac și cu părul scurt ca să-i pun polerie de aia. Dacă tu o bagu. Oricum trebuie să-l modific, a slăbit. Adică era mai gras când l-am făcut eu. Am văzut imagini de pătuși cu el. Bă! Bă! Mai așa, boare,
jumate cât e aici. Bravo, lui, că a slăbit. Ce să zic? Dar totul e urât. Pe mecea și pomul nostru din Vălureni. Tărărăm, tărărăm. Fuuu. Bă, dar n-am făcut până acum niciun wrestler după Randy Orton. Nici nu cred că fac momentan. Intră acum și nebunul nostru. Trebuia să-i fac gușa mai mare că s-a îngrășat. De ce mai avem pe aici? Mai trebuie să intre unul, cred că Imogen și ăștia sunt. Viva la rasa! I lie, I cheat, I steal! I lie, I cheat, I steal! Bun, hai să înceapă meciul. Aoleu, ce mi-a dat ăsta? Da, bine că am resiliency. Pe cine iau? Hai să-l iau pe dracu. Aoleu, ce m-a pus jos dracu. Hai să-l aruncăm așa. Ah, ce mi-a întors-o. Ce mi-a dat-o aici? Mersi, quick. Da, îl ia pe ăsta, ok. Acum iar se bată ăștia între ei. Iarăși mi-a întors-o. Hai, mini e aici. Sper că mai am reversal-uri. E frică să-mi iau viteză să-l arunc, că sigur m-ar putea elibida așa. Fii atent să nu mai aibă ăsta reversal. De acum. Așa. Zappy? Pass down? Ok, să luăm pe quick. Ce m-a prins aici. Ok, a mai fost. Care a fost eliminat? Zappy. L-a scos colo pe Iobag. Nu dau early recovery că mă scoate asta. Mă ridică, pardon. Colo futu-s șapa, măti, ce faci? Și bum! A scos și pe ăsta. Zayfet, ia vino cu ea. Deci câștigătorul primește o șansă la centură. La centura mea. Care ziceți că bate? Hai, lăsați acolo un comentariu pe premieră. Ăștia 10 sau câți ori fie, câți ori fie acum. Mamă, Imogen e fresh. Aoleu. Ce-mi dă semnătura? The amount of punishment he's absorbed in this match is absolutely insane. Business. Victory is on the horizon. I don't know why anybody would be shaking their head. A rupt Imogen.
impressive performance after another, if you ask me. Ok, se mai bat ăștia între ei acum. Măcar atât. Până atunci mă ridica, cine știe. Trebuie să am un finisher, să l-am pregătit. Hai să-l iau pe quick. Imogene, ce pui mei faci? Da, am resiliency, ce... Nu pot să dau resiliency-ul. Alo, resiliency, resiliency, resiliency. Nu pot să dau cu resiliency. De ce nu merge resiliency-ul? Nu merge resiliency-ul? Sau nu, cred că nu l-am încărcat pe Battle Royale. Pe Battle Royale nu merge resiliency-ul. Sau nu l-aveam încărcat. Pui mei. The finisher could absolutely end this match, Michael, as you were saying, but it's not a guarantee. Yeah, îl scoate Zayfet pe quick, nu cred, e prea fresh. And even then, it's not a sure bet. A la Randy Savage versus the Ultimate Warrior at WrestleMania 7. That's my favorite match of all time. Ouch. Yeah, am luat și un rollout. Hai, bă-te, mă, aia da Kinshasa său. Eu n-am luat rollout, doar sunt obosit. Ucidă quick. Hai, bătaie și între ăștia doi, ăștia mai bătrânii să se odihnească. Ia, cumpăr mai mult în cap. Shoulder right to the midsection. He's inflicting some serious pain here. Asta scoate-n pohorică. Bun. L-a scos acolo și a rămas nu ești. Opa, zici că am vrut să-i dau archiu aici. Pac. Nu, 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 Auci. Aoleu, dacă am și eu asta. Hai că mi-am dat buff-ul. Mi-a dat la O să nu mai pot da reversal, dar e bine că am reversal-uri acum. N-am ăla să mă ridic, din păcate. Payback-ul ăla să mă pot ridica. Vrea să-mi dea de acum Kinshasa? Vrei să-mi dai Kinshasa? Îmi dai tu Kinshasa? Îmi dai tu Kinshasa? Ia vino cu ace. Ia vino cu ace. Dai tu, dai tu aici Kinshasa. Ține-mă călbat, ține-mă călbat. Ia de aici. Bum! Hai. Ești acasă. Ăla-i, bă! Legenda câștigă Battle Royale, lui se pare că se va înfrunta cu mine pentru centură. Bum! Și, bac, ce frog splash frumos i-a dat. Bac, semnătura reverse power slam, cred că a fost ăsta. Ia uite și, bac, l-a executat cu Kinshasa. Aici am întors eu finisher-ul. P. Nate! Rocker își câștigă șansa pentru centură. Și acum un match Hell in a Cell împotriva lui Bike Traffic și lui Orion Dopa. Hai să încarc o dată.
Vreau să te mergi mai că e cald aici, ne mor. Flash că și era dracu de căldură, mi-au bidon de bere și mă îmbăt să mă ia somnul, să mă trezesc la noapte. Să fac videocetul. În fine, intră acum. București, bicicletă, trafic. Dacă n-ați văzut episodul povestiri în trafic 45 parcă, a zis că el nu mai e cu Georgiana, că este o femeie superbă, blondă și cu o funcție importantă. Aoleu, deci când a zis chestia și a arătat mai amănunțit ce a vrut să spună, m-am căcat pe mine de râs, așa umor să tot ai. Bă, dar l-am făcut mai solid aici, ce-i drept. Ladies and gentlemen, it's now time for one-on-one action. And Michael, it sounds to me like this crowd already picked the one who they want to win this match. E mai solid ca realitate. Bă, ce curare. Asta suna ca în gay. Și fua! Trebuia să-i fi pus pe mănuși un semn, așa o bulină albastră cu mare bicicleta aia. Dar n-am fix semnul ăla. Aia îi pun mănuși de AJ Styles, dacă e să-l modific. Alea cu Phenomenal One. Dacă mai era să-l fac pe cineva pe bike traffic, îl mai făceam după Eddie Guerrero, pentru că Cuando se varia Dolores, cuando se varia Dolores. Bun. Au, cum m-am îmbrăcat în training. Intră acum și hâțul. Cred că este sătul, se vedeți intraia lui hâț, așa-i? Nu pot să, nu pot să dau să-l atac acum. Intră acum și Porian Topa, Dorian Pompa, cum mi se mai zice, avem aici un Hell in a Cell. Hai să-l rezolvăm aici pe Dorian. Hell in a Cell-uri să nu-și cazi niciodată tag team, că nu-s bune, dar astea așa one-on-one sunt geniale. Și? A, ce mi-a întors. Ce face Purianu? Îți minte, momentă mumeu în stânga. Aoleu, ce damage îmi dă Purian? Atacă și la labă. E, mare greșeală. Vrei să-mi pui submission? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Aoleu, ce s-a ferit. Opa! Ia și un dropkick. Boom! Folosim aici viteza. Opa, întoarce aici. Dorianu, da, îi dăm și noi aici. Și... Boom! Dacă asta v-a plăcut. Și mai avem una. Opa! Hai că l-am prins când a vrut să se ridice, dar m-am demagiuit și eu. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much. Fuck, clothesline. But that can obviously all change here. Cine zice că bate? Bike traffic sau Dorianu? And confidence, as Byron was saying, but whatever it is, I have no problem with it. This superstar has been on an absolute roll as of late. Așa, cu spatele. If somebody's being arrogant, as the old saying goes, if you got it, flaunt it. And this superstar certainly has it. Cu spatele direct în peretele cuștii. Și ia trece aici. Boom! Mai tărăm un pic. N-am meleuri din păcate. Aoleu! Ba, acum aruncă cu spatele în... Asta. O, tot demigit, rău eu. Aoleu, a ratat aici. Nu știu cât de mult trebuie să iau să-l arunc în...
în peretele cuștii, că vreau să rup ăsta cu el. Las că-i dăm damage măcar. Așa! Doriane, hai pe cușcă. Hai pe cușcă dacă ai tupeu. Johnule. Hai Johnule. Îți John. Hai Johnule, să ne batem aici pe acoperiș. E mai mare cușca ca arena, să-mi bat picioarele. As Corey continues to criticize the action in the ring, allow me to take the other side of the argument. The last thing any superstar wants to do is neck breaker. No good can come of that. Yeah, you really want to wait for the exact right time. If you go forward and miss, that could be the momentum shift your opponent has been waiting for. Digging deep for a kick out. Oh wow. Nice job getting out of the way of that one. Fuck. When this guy's on, look out. Și ia vino cu același și Goroshi. Pe care mi-l întoarce. Ah, fuck. Using the finisher here pretty soon, I would think. Just pick up the win and move on. There's no need to keep this thing going longer than necessary. Hai mă, nu pot să-l arunc? Poate mă arunc el de pe... Gets out of the way of that one. De pe... Pușcă. Nu pot să-l arunc. Nu știu cum îl arunc de pe cușcă, spuneți-mi voi. Cred că trebuie să am energie, să-i dau OMG sau... Hai să mai încerc o dată. Digile, așa. Duc acum, ia. Da, acum semnătura. Da, mi-a întors. Aia nu știu cum îl arunc. Știți de ce nu pot să-l arunc? Că nu e masa comentatorilor acolo, cred că de aia. Că și când îl arunci pică pe masa comentatorilor, nu cred că pot să-l arunc direct așa, podea că l-aș omorâ. Dacă ar fi pe bune. Ce faci mă, cobori Doriane? Ia, îmi întoarce aici. Sper că nu o să coboare. Doriane, dacă cobor, te bag în pizda măsi. Pizda măti. Coboară. Eu nu o să cobor, îl aștept să vină înapoi. Ce face ăsta? Intră în ring? Dacă fac taunt, așa să văd ce face. Mai vine după mine? Nu vrea să vină. Hai, cobor după el și mă mai știu eu odată. The longer this fight goes on, the more wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to pick up the win? There may be no coming back from this incredible beatdown. Da cum îl iau de picior. Am vrut să iau de picior. This is what makes him one of the best in the business. Hai să-l mai arunc o dată. Johnule, ce faci? Nu mă lași să te arunc în afara ringului? The human body can only absorb so much of that. Nice move. Futu-s gura, mătii. Și acum the five knuckle shuffle. You can see me. Ok. Și five knuckle shuffle. Trebuie să se întorc acum AA-ul.
Uuu, ce forearm i-am dat. Ești din ring. Hai, ridică-l. Hai că-l aștept pe acoperiș acum. Nu poți trec de-l? Chaos, melee, pandemonium. Acum mentors. Ce vreau să-mi facă? Am deja 3 finisheri, să vadă el ce Styles Clash-uri îi dau eu. A zis cineva Styles Clash? Ia stai așa. A, dar nu mă lasă. Iarăși mă aruncă. Dar nu mai am reversal acum. Vrea să-mi dea super... Cred că vrea să-mi dea mă mega AA după... Aoleu! No, 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 nu-i bine. Nu-i bine ce-mi face. Nu e bine deloc, băieți. Nu e bine deloc. This is his opportunity to win this thing. One, two. Da, bike traficul iese. Mamă, cât AA-ul mi-a dat. Și ies la 1. Hai că fac momentum acum. Ce faci, mă? Mai pregătești unul? Hai că mai pregătește unul, sper să-l pot întoarce. L-am întors, e bine. Hai, mă, ești din ring. Te ferește aici? Uite ce m-a aruncat. Se uită la mine acum. Ia că ies din ring eu. Să vină după mine. Hai mă, ne vedem pe tavanul cu ăștia acolo. Ăsta are submission-ul ăla futut. Boy, this has just been pandemonium. As we all know, Hell in a Cell matches deteriorate once the competitors leave the confines of the ring. Ia că l-aștept afară. O veni? Ne, nu cred că vine. Trebuie să mai bat cu el. Bă, dar nu pot să-l... Aha. Ce ziceam că face? E bulangiu ăsta. Eșeches. Hai că l-aștept acum, poate vine, vreau să rup tavanul cu știi cu el. El mi-a dat un OMG moment, un super AA de pe colțul ringului. Hai să văd dacă mai faci ceva acum. Hai mă, vină cu ea. Tu-s gura mătii, Doriane, să-ți fut că nu vrei să vii. Uite și ce muist e. E muist, n-ai să zice. Nu vrea să vină. Păi trebuie să-l scot eu. Trebuie să te scot eu din ring. Olangeule.
assault on the back. He's inflicting some serious pain here. Nice move. He thinks he has it. And he doesn't stay down for long. I can't believe what we're seeing here. Ia, mai pregătești toate ei-ul. Looking at it here. No, he reversed. L-am întors iarăși. Hai să-l scoatem acum din aici. Așa. You can see the wear and tear that this fight has taken out of these men. So damaging. Opa, mi-a întors el aici. De când dă ăsta super kick? Bă, ăsta dă super kick, e nebun. Hai că l-aștept, hai că l-aștept să vină. Ce faci, mă? Bă. Bă, hai afară, hai afară. Hai mă, dacă ai tupeu. This has been a battle. Hai da, hai pe cușcă. Hai pe cușcă, băga-mi aici picioarele să-mi bag. N-am putut să rămân de pe cușcă, las că rup tavanul cu știi cu el acum. Păi firai, tu să fii, ori e Hell in a Cell aici, ori nu e Hell in a Cell. Aoleu, ce m-a prins? Stai că mă ridic și eu. He's just so dominant. This might be big. There's the backbreaker, guys. What have we got here? Clearly on a mission here. Shaw. And there's his speed paying off. Tot nu m-a aruncat nici el. Era culmea să mă poată arunca. Uite dropkick pe el. Physical match these gladiators have put themselves through. The intensity of this has been incredible. Protobomb direct așa să rupă spatele. Faci taunt acum. Face taunt să mă ridic, văd. Mă ridică tot el. Too fast, fuck. Aoleo, ce rupe spatele. Ia de aici. Hai, Porian Dopa, vină cu aici. Iar îmi întoarce. Ce? Da, la atac la gleznă aici. Băcar a dat reziliențiu, băcar atât. Nu te dai jos, nu te dai jos așa ușor, vină cu aici. Close fist. Big move coming. Side Russian leg sweep. Ăsta vrea să dea jos de pe cușcă, știe că vreau să rup tavanul cu știi cu el. Opa, era să cad. Îl ducem mai în mijloc. Dă drumul. These superstars have tried everything. They have something left in their arsenal. They have to, but can they dig down deep enough to find it? Oh my, how in the world did he kick out of that? Wow, what's it going to take? Fut-o-s gura, măti, ce m-ai întors. Să vezi chiar se dă jos.
Bă, îmi bat pula morții lui. Vorbesc ca țiganul acum, în jurul ultimul hal. Bă, nu pot să-i dau. Deci când vreau să-l pun să rup tavanul, cuștii cu el se dă jos. Deci ce mârlan e ăsta. Hai mă, nu te mai întorci. Te bagi în ring, vin apoi. Hai mă, hai mă înapoi dacă ai tupeu. Hai mă, fac taunt. Fac taunt numai să vină ăsta înapoi. Îi dau cu taunturi. Hai să mă dau mai așa într-o parte, poate vine. S-a buguit? Nu, no, omul ăsta e buguit, e buguit la creier, Dorian. Hai bă, vine după mine acum. Faci mă. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so fit. Ia intră în ring acum. Uite ce s-a buguit. Too quick for him there. Oh boy, he is rolling. He's focusing on the face now. Hai, ne vedem pe tavan. Iar se buguie. Iar s-a buguit. Uite și ce face. I'm told this superstar isn't all concerned with things like that. Da, e buguit în dragi meciul ăsta. Bine? Hai că vine acum. Vă lasă să mă sui? Hai, suie pe mine că mor, nu da tare că mă doare, nici încet că n-am răbdare, fac meci de oră. Hai mă, voiam să fac meciul ăsta să fie genial și trebuie să mă încurce pe mine tâmpitul ăsta. The longer this fight goes on, the more wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to pick up? Are reversal. Dai. Ce? Așa. Ok, se ridică acum. Ia, iar se dă jos. Rasa mătii, Doriane. Rasa mătii. Superstar, you gotta be happy about where you're listed in the recent. Puteam să-i dau finisher de aici. Și iar se buguiește. Deci uite și ce handicapat îi. Deci eu până nu dărâm tavanul cu știi, nu mă las. I gotta say, when I saw this week's power rankings, I thought there was a misprint. There's no way this superstar deserves such a favorable ranking. This man means business. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Hai mă, mai sui o dată. Poate se suie acum. Nu vrea să se suie? No, nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Omul ăsta e retardat. Doriane, ești cel mai prost din curatea școlii în jocul ăsta. Deci eu vreau să mă sui cu el aici, să mă bat pe tavan și el se dă jos. Ce dracu să-i cer lui Dorian? Ce să-i cer? El crede că asteroid are legătură cu steroizii. Ia, poți să iau scările astea? Nu pot. Inside the ring now. Întoarce aici. Hai să-i scot reverse-urile, să-l scot din ring. Look at that tremendous ring presence. Very impressive. Ia și-mi dă acum sunset flip. Că am ieșit.
Ia, l-am pus eu, așa, sugi-o, sugi-o, sugi-o. Iar mi-ntoarce. Direct poziții sexuale aici. Ce să fac, o să-mi dea acum AAU? Iar vrea să-mi dea AAU de pe colț. Hold on, guys. This isn't good. No question about it, Cole. Gets him in position. This is not going to end well for him, Michael. Iar a întors. O e handicapat rău ăsta. Ești din ring. Ești din ring. Ce face, mă, nu-l arunc afară? Escapes trouble there. Dorian ăsta e cancero. Deci până acum au avut meciuri bune, acum le strică. Dorian nu vrea să se lase aruncat. Să se lase, nu vrea să stea pe. Așa, m-a mai rupt un perete cu el. Căcava și pe fața lui. Ce m-am buguit acolo. Vrea să mă bage în ring acum sau ce face? Dracu vrea să mă bage în ring. Așa, schimb de pumn dintre ăștia. Hai mă, lasă să mă sui. Mersi, mersi. Poate data asta pot să fac ceva, că fac o oră de episod în puii mei. Despite having an impressive spot in this week's power rankings, I'm told this superstar isn't all concerned with things like that. Bă, dă-te morții, măti. Nu mai am reversal să-i dau. Uite, și acum să vezi că o să coboare. Iar mi-a spart capul. Uite, acum o să demagiuiesc un pic chestia aia. Așa. Heavy duty right hand. Ia vino cu ace. Și și garau și boom. But he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? Au. Lands a quick punch. Hai, combo. Boom. Și stai jos. Că nu poți să stai sus. Charge finisher. Hai că poate rupa cu tavanul, cu știi cu el după o oră. Și boom. Așa, în sfârșit după o oră am reușit să-l bat. Poate. Hai să punem un pin. 1 2
ce iese acum din pin. Nu-i vine să mă aud dacă sânge pe fața lui. Așa, Pele, kick-ul și să-l executăm. I-am dat Styles Clash, îi dăm acum așa. Nu ne-a rupt spate, nu ne-am dat damage pe mâini și pe picioare. Hai! Nu, gata, încheie match-ul, avem o oră dreptul de episod. Și... BOOM! Phenomenal forearm. Fuck! Hai cu pinul. 1, 2, nu! Mai am un finisher, trebuie să-l dau și pe ăla. Hai, vino încoace. N-am putut să-ți dau cu Phenomenal Forearm. Îți dau așa. Îți dau cu clasicul Styles Clash. Fuck. Fuck. Boom. 1, 2, 3. Nu mai joc în viața mea meciul cu Torian. Hai să vedem aici momentele. Am vrut să-i dau ceva pe tavan, dar mi-a întors. Mi-a dat aici 5 Knuckle Shuffle. Optici, boom. Attitude Adjustment pe care l-am întors. Mi-am dat un... da, cele mai bune relor posibile. Dă-l dracu, nu mai vreau. Hai că am plecat. Îl lasă-și. Și ăsta a fost episodul, dragi tovarăși. Vedeți? Până și în joc aici Dorian e vai de capul lui. De-abia bune ceva. Doriane, dacă o vezi pe asta, nu o lua personal. It's just a game, bro. It's just a game. Bun. Atât pe episodul ăsta. Data viitoare o să-mi vedeți noul attire și le mai schimb la unii intrările. Cred. Hai. Până data viitoare. Ciao, Lesvo. Salut pe toți și pe premieră.